5.000 de cazuri de noi infectări în ultimele 24 de ore, am ajuns la 4.016 cazuri noi, este un nou record așadar, 686 de persoane internate la terapie intensivă. Hai mamă că mi-e foame! Acum! Un pic de nerăbdare, ia. Ță română! Mulțumesc! Mănâncă și după aia te duci la cumpărături. La ora asta abia am venit de la muncă. La ora asta, da? Tu nu vezi ce e în țară? Sunt 4.000 de cazuri pe zi. Dacă nu cumpărăm acum nimic, rămânem fără, nu mai găsim nimic. Mă, Carmen, eu zic că te cam grăbești, mă, așa ai făcut și în martie, așa. Mai bine te grăbești tu, că se închide. Bine. Ce ai, te-ai fript? Nu. Mai rău. Cred că am coronavirus. Nu mai am gust, nu mai am miros. Ah, mai trebuie niște sare. Vezi ce mai este pe aici, să iei și sare. Iau și sare, nu mai e nici sare. Nu mai e, că... Hai că nu. N-am coronavirus. E, nu, are gust mâncarea, doar că n-are gustul pe care îl voiam eu. Ce? Nu, adică, nu, dragă, nu mă înțelege greșit, este, știi că eu sunt și la regim, n-aș vrea să mănânc atât de mult, adică n-aș vrea să fie atât de bună, că și trebuie să mă duc și la magazin, de fapt nici nu mi-e așa foame, știi că, dăm lista aia să mă duc la magazin ca să, da. Că n-are nimic chiar așa. Nu, n-am zis-o. Auzi? Imprimantă? Vrei imprimantă? Păi, tu n-ai văzut câte cazuri sunt? Sigur ne bagă ăștia iar în carantină. Ce vrei, mă, să te joci cu imprimanta? Cât te plictisești sau cum? Nu, deșteptule, dar la ce scoți declarația pe proprie răspundere? Nu-ți trebuie imprimantă? Da, corect. Da, așa. Uite, igienică mai zis, nu? Câine, Carmen? Câine? Ce facem noi cu un câine? Mă întreb ce să Mă întreb ce să facem cu un câine? Păi... Asta primăvară nu ți-ar fi plăcut să ai și tu pe cine să sos la plimbare? Nu l-ai văzut pe Dumitrescu ăla ieșea toată ziua, bună ziua, cu cățeaua aia pe afară? Chiar... Și unde găsesc eu, mă, câine la ora asta? Nu știu, te descurci. Vezi că mai sunt la supermarketuri legați în fața acolo. Păi ia-ți câinii cuiva, dragă! Păi mă apuc să iau câinii, mă ajung și la poliție acum. Tu faci ce-ți dictează conștiința, nu mă interesează, te descurci, să știi că ne așteaptă vremuri grele. Of, ce-mi faci tu mie? Așa. Nu! Nu, asta e prea de tot. Mă, te rog eu frumos, ce, dragă. Ce? Dragă, ce mai e? Ce mai e acum? Imprimantă, ok, scoți la imprimantă, dracu, da. Declarații-mi. Câine, plimbăm câinele, Dumitrescu, cățea, nu știu ce am înțeles. Mă, da, stup, mă, mamă. Stup, vrei să ne luăm stup? Ce să faci cu stup? Of, ce memorie scurtă ai. Da. Ții minte declarația, ordonanța aia militară din numărul 8, cât o fi fost, din 9 aprilie? Tu ții minte declarația? O ții minte, da. 8 din 9 aprilie. Așa. Știi ce zice acolo? A zis Vela... Așa? Ăștia apicultorii care au un stup poate să se deplaseze până la stupine. Ia gândește-te puțin. Nu ne-ar prinde bine și nouă niște stupi ca să ieșim când avem chef? Da, n-ar fi rău. N-ar fi. Aia zic. Auzi, dar știi ce nu înțeleg eu? Mă uit așa pe lista asta de mâncare, doar sare ai pus acum. Adică nu luăm și noi nimic de mâncare? Vine iară perioada aia de urgență? Nu trebuie să avem și noi aici ceva să mâncăm? Te-ai născut ieri, zău așa. Păi dacă iau acum de mâncare în carantină, de ce mai ies? Ce motiv mai am să scriu pe declarația de proprie răspundere? Gândește-te și tu puțin. Da. Hai, du-te la cumpărături că se face noapte și iese Vela cu mașinile să cânte imnul și iar te sperii. Dacă mă duc.